Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Bine v-am regăsit, iubiți telespectatori. Să dăm slavă lui Dumnezeu în fiecare moment al vieții noastre. Și când ne trezim să zicem, Doamne, slavă Ție, că am putut să dorm un pic. Doamne, slavă Ție, că pot să deschid din nou ochii. Doamne, slavă Ție, că sunt încă în viață. Doamne, slavă Ție, că îmi porți de grijă. Doamne, slavă Ție, că am hainele acestea pe mine. Doamne, slavă Ție, că îmi ajuți să pot să găsesc ce să mănânc. Pentru toate să îl slăvim și să-i mulțumim lui Dumnezeu. De ce? Pentru că este dreptul lui să fie cinstit ca stăpân și creator și purtător de grijă sau proniator al întregii creații văzute și nevăzute. Și totodată este bucuria pe care ne-o face să ne ofere toate aceste lucruri. Viața, lucrările și lucrurile din ea și fiecare putere a fiecărei ore din viața noastră. Și dacă nu-i mulțumim și nu-l slăvim, el ne ajută în continuare, dar nu o mai face cu toată bucuria. O face pentru că îi e drag de creația sa, dar nu o face pentru că și noi îi suntem mulțumitori și îi suntem recunoscători, ci o face pentru că așa este el, bun. Bineînțeles însă că bunătatea aceasta o săvârșește către noi și cu certare, deoarece orice părinte responsabil își ceartă copilul în momentul în care acesta greșește sau îi atrage atenția când face un lucru nepotrivit și îl educă, îl îndeamnă să se îndrepte. Și dacă nu o face, poate chiar îi oferă și o pedeapsă. Nu neapărat fizică, ci îl privează de la un telefon, îl privează de la un cadou, îl privează de la o excursie, îl privează de la o ieșire undeva, îl privează de la ceva dulce. Cumva îl pedepsește pe copil pentru fapta sau gestul sau cuvântul greșit, respectiv pentru intenția nepotrivită pe care o are sau pentru purtarea ne la locul ei. Noi știm să facem aceasta ca părinți pentru că Dumnezeu ne-a sădit o astfel de metodă în adâncul sufletului nostru, după cum procedează și el cu noi. Din dragoste față de noi, bineînțeles, că ne și trage de mânecă momentul în care greșim. Cum ne trage de mânecă? În primul și în primul rând, vorbindu-ne prin conștiință. Și conștiința noastră, fiind încă activă, atâta vreme cât stăm să ne gândim dacă lucrurile pe care le facem sunt bune sau rele, imediat ne avertizează că e ceva greșit, că este ceva nepotrivit. Și Mântuitorul spune foarte frumos să nu apună soarele peste mânia voastră. Adică și dacă am greșit ceva, și dacă ne-am supărat cu ceva, și dacă ne-am enervat de ceva, repede să ne treacă, repede să ne cerem iertare,
repede să oferim iertare, repede să îndreptăm acea situație și să ne străduim să nu o mai repetăm. De ce? Pentru că s-a dovedit și științific că supărarea prelungită produce foarte multe efecte negative asupra vieții noastre, sufletești și trupești, produce boală. Și de aceea Domnul nostru Iisus Hristos nu dorește ca noi să fim bolnavi, dorește ca să fim sănătoși. El nu dorește ca să rămânem în boală, ci să ne îndreptăm, atât noi, cât și familiile noastre. Și chiar dacă boala persistă o perioadă, aceasta se face cu mare ajutor pentru familia și pentru neamul nostru. Pentru că să știți că bolile cele mai grave le suferă oamenii cei mai puternici. De aceea se spune în Sfânta Scriptură că Dumnezeu dă fiecăruia după puterea Lui. Oamenilor care rezistă la dureri, rezistă la boli mai puțin, Dumnezeu le îngăduie boli mai slabe, boli trecătoare. Pe când oamenilor celor mai puternici, care rezistă la dureri și la boli grele, le îngăduie Dumnezeu boli pe măsură, atât pentru ei, cât și pentru neamul lor. După cum a explicat Mântuitorul și Sfinților Apostoli, care l-au întrebat despre un bolnav. Cine a păcătuit? El sau părinții lui de este așa? Și Mântuitorul le spune, nici el, nici părinții lui, ci pentru ca să se arate slava lui Dumnezeu, să se arate puterea lui Dumnezeu. Bineînțeles că acest lucru trebuie să-l înțelegem că nu au făcut aceia un păcat atât de mare încât să merite o pedeapsă așa cruntă, să nu mai vadă sau să fie paralizați sau să, cum ar veni astăzi, să aibă cancer sau să aibă o problemă foarte mare de sănătate. Ci datorită relelor acumulate în neam, inclusiv la cei care trăiesc, dar și la cei care au murit, Dumnezeu îngăduie la oamenii foarte puternici sufletește să treacă prin boli grele, ca astfel să se curețe acele rele acumulate de-a lungul generațiilor. Și dacă omul suferă boala respectivă cu demnitate și fără să se revolte împotriva lui Dumnezeu, atunci curățarea se produce. Dacă omul se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu, atunci nu numai că nu se produce curățare în neam, ci toate relele se acumulează și la generațiile următoare. De aceea Mântuitorul spune în grădina Ghețimanii Tatălui că dacă se poate să nu mai sufere răstignire, dacă se poate să treacă această înjosire, această durere de la el, dar totuși nu voia lui ca Dumnezeu și om, Iisus Hristos să se facă, ci voia Tatălui să se facă. Și voia Tatălui a fost aceea ca Mântuitorul să sufere pentru noi. Și este foarte important ca și noi când avem o suferință, fie trecătoare, fie mai îndelungată, fie mai simplă, fie mai grea, să ajungem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru acea suferință. Știu, este foarte ușor de zis, dar foarte greu de împlinit. De ce? Pentru că
nu este ușoară suferința. Dar atât Mântuitorul, cât și toți sfinții bisericii, toți sfinții din calendar, mai cunoscuți sau mai puțin cunoscuți, ne arată că numai așa, mulțumind lui Dumnezeu și pentru aceste lecții, pentru aceste îngăduințe dureroase, au putut să ajungă la sfințenie. Au ajuns la curăție, la desăvârșire. Și în acest sens ne explică și psalmii inspirați de Dumnezeu, atât Sfântului David, cât și celorlalți autori binecuvântați. Și iată, am ajuns cu relatarea noastră la psalmul 35, în care se vorbește despre credincioșia Sfântului David ca roba lui Dumnezeu. Călcătorul de lege păcătuind, zice în sinea lui că înaintea ochilor săi nu este frică de Dumnezeu, fiindcă el însuși se amăgește chiar cu ochii săi, ca nu cumva să-și afle fără de legea și să o urască. Cuvintele gurii sale sunt fără de lege și vicleșug. El n-a dorit să înțeleagă cum e să fii bun. Fără de lege a gândit în aștenutul său, pe sine s-a pus în orice cale care nu e bună și răutatea n-a urât-o. Doamne, mila ta este în cer, iar adevărul tău se întinde până la nori. Dreptatea ta e ca munții lui Dumnezeu, adânc nepătruns judecățile tale. Oameni și dobitoace vei mântui tu, Doamne, cât ai înmulțit mila ta, Dumnezeule. Fiii oamenilor în umbra aripilor tale vor nădăjdui. Din grăsimea casei tale îi vei îmbăta și din izvorul desfătării tale îi vei adăpa. Că la tine este izvorul vieții, într-o lumina ta vom vedea lumină. Tinde mila ta celor ce te cunosc pe tine și dreptatea ta celor drepți la inimă. Să nu vină peste mine piciorul trufiei și mâna păcătoșilor să nu mă clatine. Acolo au căzut toți cei ce lucrează fără de lege, izgoniți au fost și nu vor putea să se ridice. Este vorba, prin urmare, de această paralelă între omul credincios și omul necredincios, între omul cinstit și omul înclinat spre fără de lege, spre vicleșug, spre păcălire, spre amăgire, între omul iertător și omul răzbunător, între omul liniștit și omul nervos. Despre aceasta este vorba în psalmul 35 și prin acest paralelism putem mai bine să cunoaștem firea noastră, să ne cunoaștem pe noi și să observăm ce avem de îndreptat la fiecare dintre noi. Noi la noi, nu la ceilalți. Pentru că tendința noastră, când auzim despre un lucru, fie despre o virtute, fie despre un păcat, ca virtutea să nu o vedem la aproapele, dar să-i vedem păcatele. Și la noi să observăm doar ce facem bine și mai puțin ce facem rău. Dar dorința lui Dumnezeu este ca să căutăm la noi îndreptarea pieselor stricate și uzate. Să căutăm să ne aducem înaintea lui Dumnezeu viața noastră așa cum este ea, cu bune și cu rele. Nu să spunem lui Dumnezeu, Doamne, eu sunt credincios și ceilalți sunt necredincioși. Nu. Ci să spunem, Doamne, eu, deși fac și lucruri bune, totuși sunt cel mai păcătos din lume. Iar ceilalți, deși poate fac și fapte rele, sunt mult mai credincioși ca mine.
Și de ce să spunem treaba aceasta? În primul și în primul rând, pentru a nu ne mândri, și în al doilea rând, pentru a putea să observăm și binele pe care îl fac ceilalți. Și iată că pornim la deslușirea mai pendeletă acestui psalm, căutând să înțelegem fiecare verset al lui. Zisa călcătorul de lege ca să păcătuiască întru sine. Adică zisa se înțelege în loc de socotește sau gândește. Iar înțelesul acesta se mai prezintă și astfel. Socotește călcătorul de lege ca să păcătuiască întru sine, adică întru singură conștiința sa pe ascuns, zicând că Dumnezeu nu vede răutatea lui, nici vicleana așezare a inimii lui. Sfântul Chiril zice și astfel. Socotește cel fără de lege că nu vede nimeni sfătuirile sale, adică gândurile. Însă zicem că este fără de lege cel ce oprește cu totul dumnezeieștile legi, încât nici nu voiește ca ele să fie, voind să petreacă o viață cu totul sălbatică și deznodată și oarecum alergătoare fără abatere spre locul iadului și cursa morții, dintre care fiecare după Scriptură, numai ce nu zice Domnului, fugi de la mine, nu voiesc să știu căile tale. Așa cum se prezintă la Iov 21:14 despre omul necredincios. Ne aducem aminte și când Mântuitorul a permis diavolului să iasă din cei pe care îi poseda, din oamenii pe care îi poseda și să intre în turma de porci. Și turma de porci s-a aruncat de pe o stâncă direct în lac și au murit toți. Și proprietarii porcilor au venit la Mântuitorul și au spus, pleacă de la noi, Doamne. Spunând aceasta și că poate unii dintre ei se gândeau, Doamne, nu suntem vrednici să intri la noi, pentru că Tu ești așa de puternic, iar noi așa de păcătoși. Dar cei mai mulți s-au gândit, pleacă de la noi, Doamne, așa cum zice și aici la începutul psalmului, pentru că noi nu avem nevoie de Tine. Și în mintea noastră și în activitățile noastre, până la urmă, putem să facem orice, că în viața noastră noi suntem stăpâni. Sunt mulți oameni care gândesc așa și care nu țin cont de voia lui Dumnezeu. Nici chiar noi, cei care mergem la biserică, sau care mai citim pe Biblie, sau care, iată, suntem mai atenți pe la psalmi, sau care ținem anumite sărbători măcar, nu suntem cu totul credincioși. Nu ținem cont de Dumnezeu chiar în toată vremea. Pentru că dacă am face aceasta, atunci nu am mai greșit vizibil. Am greșit poate cu gândul nostru, am greșit poate cu anumite gesturi foarte discrete, dar nu am mai greșit de așa manieră încât să ne ieșim din fire în public sau în familie sau în locurile în care muncim. Ci am reușit să ne controlăm foarte, foarte bine. De aceea să nu umble mintea noastră de așa manieră încât imediat să judecăm pe cutare sau pe cutare. Pentru că nu este om fără de păcat. Și noi greșim. Altfel zice întru sine călcătorul de lege, adică cugete și gândește să păcătuiască, iar călcător de lege este atât Saul pentru că l-ura pe David, care era și prieten și ginere, având pe Micol de soție fiica lui Saul,
cât și fiecare dintre noi în momentele în care suntem invidioși sau în momentul în care suntem supărați pe cineva. Nu este frica lui Dumnezeu înaintea ochilor lui. Vedeți, în Sfânta Scriptură, iarăși în Cartea Pildelor lui Solomon, se spune foarte clar și la Eclesiast, care este tot o carte de ziceri, de pilde, că începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu. Și asta pentru că dacă nu putem dintr-o dată să-L iubim pe Dumnezeu cu toată dăruirea noastră, măcar să avem rușine de Dumnezeu. Măcar să avem această temere de Dumnezeu care înseamnă rușine, care înseamnă bun simț, care înseamnă obraz și astfel să nu dăm la o parte învățătura lui Dumnezeu dinaintea ochilor noștri. Și să ne gândim întotdeauna, dar ceea ce urmăresc eu acum, ceea ce gândesc eu acum, ceea ce plănuiesc eu acum, ceea ce m-am apucat eu să fac acum, este plăcut lui Dumnezeu sau nu este plăcut lui Dumnezeu? Ar face și Mântuitorul în locul meu lucrul acesta? Ar face Sfântul nostru preferat sau Sfânta noastră preferată lucrul pe care noi îl avem în intenție sau chiar l-am început? Și dacă vom gândi așa la fiecare activitate a noastră, atunci ne vom învăța ca întotdeauna să avem înaintea noastră frica de Dumnezeu, adică întotdeauna să ne gândim ca să nu supărăm pe Creatorul și purtătorul nostru de grijă, pe Tatăl nostru cel din cerul, pe Fiul prea iubit al Tatălui Ceresc care s-a răstignit pentru noi și pe Duhul cel prea sfânt care ne călăuzește viața. Că a viclenit înaintea lui ca să afle fără de legea lui și să urască. Pentru că zice, vezi ce a făcut omul cel fără de lege, a întrebuințat viclenie înaintea sa, adică s-a amăgit pe sine și n-a vrut să cerceteze și să afle ce fel sunt nelegiuirile sale și să le urască. Și aici este lucrarea minunată a lui Dumnezeu, pentru că ne lasă pe fiecare dintre noi să trăim așa cum dorim. Deoarece El nu ne anulează niciodată liberul arbitru. El nu ne anulează libertatea pentru că nu vrea să aibă închinători robotici, să aibă închinători obligați, ci să aibă închinători cinstiți și fericiți. Graiurile gurii lui, acelui viclean, fără de lege și vicleșug sunt. Cuvintele acestea pe care Seaul le-a zis către mine, care păreau a fi de iubire și pace, erau pline de nelegiuire și viclenie, având întrânsele ascunsă o travă, că aceasta era faptă nelegiuită și vicleană, căci el, prin cuvintele sale cele părute a fi de iubire, socotea mă face să nu mă îngrijesc, că adică nu este vrăjmașul meu și așa să mă găsească fără pază și să mă prindă. Pentru că, într-adevăr, i-a întins cursă de mai multe ori regele Saul lui David, marele profet și apoi rege și el și respectiv psalmist, pentru ca să-l poată prinde și să-l ucidă. Dar bineînțeles că l-a invitat și i-a spus, uite, vino pentru că nu-ți fac nimic, vino să ne întâlnim. Dar de fapt uneltise să fie prins și să fie omorât. Se mai întâmplă, din păcate, și în viața noastră și fapte de acestea la nivel de moarte, dar și fapte la nivel de nerușinare, în care oameni care fac rău altora n-au nicio
ezitare, nu au niciun stres, cum se zice astăzi, să meargă și să bea cafeaua cu ei, să meargă și să mănânce împreună, să meargă în excursii împreună, dar în același timp caută și să-i fure, caută și să-i înșele cu câte ceva, caută și să-i bagiocorească sau caută și să-i vorbească de rău și să râde de ei în alte contexte. Este același scenariu, doar că nu se lasă cu moarte de om. Nu a vrut să priceapă ca să facă bine. Omul încăpățânat nu dorește să știe altă variantă decât varianta lui sau a ei. O ține pe aceea și nu dorește să știe nimic altceva. Nici măcar, asta ne explică psalmul aici, nici măcar nu dorește omul încăpățânat să realizeze dacă ceea ce gândește sau face este bine înaintea lui Dumnezeu. Chiar dacă nu toți oamenii sunt de acord, măcar să fie bine înaintea lui Dumnezeu. Dar omul încăpățânat sau omul orgolios nu dorește să știe altceva decât ceea ce îi place lui, chiar dacă știe că greșește sau chiar dacă știe că produce rău în jurul lui. Dar nu se dezice și nu se dă înapoi, unii chiar nici pe patul de moarte. N-a voit Saul, zice, să ia înțelegere, adică a face bine, spre a conteni de a mă vrăjmăși. Sunt lucrările lui Dumnezeu care ajung a fi nesocotite sau răstălmăcite într-un sens greșit de oamenii care nu au credință, de oamenii care poate doar spun că au credință, dar în realitate nu țin cont de Dumnezeul cel adevărat, ci poate sunt credincioși doar lor înșiși. Adică, în loc să creadă în Dumnezeu, cred doar în mintea lor. Lucrare care este foarte greșită. Pentru că noi, dacă ne luăm după mintea noastră, minte care este și limitată și schimbătoare, unde putem ajunge, cât de bine putem să ne ghidăm doar după mintea noastră. Până nu o acomodăm tot timpul cu mintea, cu voia lui Dumnezeu, întotdeauna vom mai și greși. Dar dacă tot timpul facem paralelă între ceea ce avem noi în gând și ceea ce consideră Dumnezeu că este mai potrivit, atunci vom greși din ce în ce mai puțin. Fără de lege a gândit într-o aștenutul său, în toată calea bună n-a stătut și răutatea n-a urât. Și nu numai ziua, zice, ci și noaptea, când se afla pe patul său, Saul cugeta cele rele asupra mea și nici în vremea odihnei și a liniștei el nu se liniștea. Pentru că cel îndârjit niciodată nu are liniște. Nici nu poate dormi, dar nici nu se gândește la altceva decât cum să-i răspundă cu răutate celui sau celei pe care nu o suferă. Și din păcate și astăzi sunt multe astfel de cazuri de oameni care consideră că X sau Y au greșit cu ceva și îi poartă sâmbetele și îi poartă ură chiar și zeci de ani, după cum am întâlnit cazuri. Doamne, în cer este mila Ta și adevărul Tău până la nori. Dreptatea Ta ca munții lui Dumnezeu, judecățile Tale adânc mult. Precum în cuvintele pe care le-a zis mai devreme, s-a arătat că David covârșea răutatea lui Saul,
Adică întrecea răutatea celuia prin bunătate, pentru că de mai multe ori Sfântul David l-a avut în mână pe Sfântul, pe regele Saul, dar nu l-a omorât. Tot așa și prin cuvintele acestea ne arată același mare profet, Sfântul David, mărimea și covârșirea îndelungii răbdări, bunătăți și milostiviri a lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu mult trece cu vederea din greșelile noastre. Foarte, foarte mult trece cu vederea din greșelile noastre. Fie greșeli mărunte, fie greșeli mari. Și de ce o face? Pentru că El este iubirea însăși. Dar și pentru că știe că fiecare dintre noi avem nevoie de un timp pentru a ne îndrepta și pentru a nu-i reproșa că ne-a certat fără să ne lase și o perioadă de reacomodare cu viața duhovnicească. Doamne, zice, în cer este mila ta, adică este atât de multă, încât ajunge până dincolo de nori. Și adevărul tău este înalt, fiindcă și norii se văd cum se suie până la cer. Iar dreptatea ta, zice, este ca munții lui Dumnezeu. Prin munți însă arată înălțimea și mărimea dreptății lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu este puternică, cum sunt stâncile. Dreptatea lui Dumnezeu este înaltă de... Noi vedem că munții ating norii și cerul. Dreptatea lui Dumnezeu este, prin urmare, tot la fel de mare ca și dragostea lui. Numai că Dumnezeu se înfrânează. Dumnezeu îndelung rabdă. Dumnezeu nu își aplică dreptatea decât după ce ne lasă nouă perioadă să ne îndreptăm. Prin munți arată înălțimea și mărirea dreptății lui Dumnezeu, iar munții lui Dumnezeu se numesc pentru că au fost zidiți de Dumnezeu și judecățile tale adânc mult, adică judecățile și economiile tale sunt adânc neîmpuținat și nepriceput. Zicerea în cer este mila ta arată că aceeași milă și toate cele cerești s-au întărit și puterile cuvântătoare, adică îngerii, au primit și ei aceeași răsplată de la Dumnezeu, adică au primit milă pentru greșeala pe care puteau să o facă, pentru intenția aceea de nedumerire pe care au avut-o, dacă să-l urmeze pe Lucifer sau dacă să rămână cu Dumnezeu, și mila lui Dumnezeu s-a arătat peste ei, pentru că atâta vreme cât și-au revenit în gândurile lor și au rămas alături de Dumnezeu, nu le-a socotit puțina lor îndoială. Adevărul tău până la nor se mai poate spune și prin adevărate și încredințate ai arătat spunerile cele din proroci, că norii se numesc și proroci. Adică adevărul tău este arătat și prin profeți, este arătat și prin apostoli. Adevărul tău, Doamne, este arătat prin toți oamenii curați, prin toți oamenii cuvioși, prin toți oamenii evlavioși, pentru că toți aceștia, când sunt întrebați, când li se cere sfatul, nu spun vorbe de la ei, ci spun vorbe de la Dumnezeu. Nu spun care este părerea lor, ci spun care este voia lui Dumnezeu. Oamenii și dobitoacele vei mântui, Doamne. Vedeți, aici este foarte bine precizat faptul că Dumnezeu primește în raiul său cel ceresc și pe oameni și pe celelalte
ființe create pe pământ și pe dobitoace, cum le spun cărțile mai vechi, sau pe necuvântătoare, cum se spun în cărțile mai noi, adică pe animale, păsări, insecte, pe toate cele bune, pe toate cele care nu fac rele cu intenție de răzbunare, cu intenție de supărare, cu intenție de a produce doar distrugere. Și ne explică Sfinții, graiul acesta a mântui, se zice uneori, pentru veșnica și nesfârșită mântuire care este în ceruri, precum zice de pildă că drepții se mântuiesc cu mântuire veșnică, adică, iar alte ori se zice pentru vremelnica mântuirea vieții acestea, precum se zice și aici că mântuirea cea din viața aceasta înseamnă simplu vioiciune. Adică, bineînțeles că este vorba atât de mântuirea în ceruri, adică de salvarea noastră din lumea păcătoasă, în lumea nepăcătoasă, în lumea raiului, și este vorba și de salvarea din cursele și din primejdiile și din problemele acestei lumi trecătoare. Zice dar David, Tu, Doamne, fiind atât de bun, înviorezi nu numai pe oameni, ci și vietățile cele necuvântătoare. Iar vei mântui este în loc de mântuiește, luându-se timpul viitor în loc de timpul prezent, pentru ca să se arate că această lucrare a lui Dumnezeu se petrece nu numai în momentul în care se face vorbirea despre situația lui David cu Saul, ci este valabilă în toate veacurile lumii acesteia. Iar oameni numește pe cei ce viază după cuvântul cel drept, iar animale pe cei ce viază cu necuviință și fără știință. Pentru că momentul în care acționăm doar din instincte, suntem asemănători cu animalele care nu au rațiune complet așa cum are omul. Prin oameni se înțelege pe iudeii cei povățuiți spre bine de dumnezeiasca lege, iar animale pe neamurile cele iubitoare de îndulcire. Este plăcut să faci ce vrei, dar nu tot ce vrei este și bine. Nu tot ceea ce ne dorim ne și folosește. Nu tot ceea ce dorim noi produce fericire în jurul nostru. Noi poate vrem să ascultăm muzica la maxim, dar alții în jurul nostru poate abia au venit de la servici și vor să se odihnească sau sunt deranjați de zgomotele produse de la noi. Da? Deci nu tot ceea ce facem noi sau ne dorim noi este bine înaintea lui Dumnezeu sau a celorlalți oameni. Tu, Doamne, vei mântui neamurile cu mântuire veșnică când vor crede întru propovăduirea Evangheliei. Din păcate, sunt și astăzi oameni care consideră că Biblia este doar o invenție preoțească, nu este cuvântul lui Dumnezeu, nu este scrisoarea lui Dumnezeu către om, nu este această îndemnare deosebită pe care ne-o face Creatorul și Părintele nostru pentru a cunoaște mai ușor calea către raiul cel veșnic. Cât ai mulțit mila ta, Dumnezeule, și fii oamenilor în umbra aripilor tale vor nădăjdui. Acest cât este semn de mirare, căci mirându-se David și înspăimântându-se de covârșirea bunătății și a milei lui Dumnezeu, pe temeiul căruia mântuiește și pe oameni și pe animale, strigă: prea mult ai mulțit spre noi mila ta, Doamne. Adică se minunează chiar și Sfântul David văzând: Doamne, cât de mult rabi Tu pe Saul să mă prigonească și să aibă atâtea vicleșuguri asupra mea, și respectiv cât de mare este dragostea Ta, Doamne, pentru toți oamenii, nu numai pentru cei buni,
ci și pentru cei care greșesc mult. Și fiii oamenilor în umbra aripilor tale voi nădăjdui, fiii oamenilor este în loc de oameni în general. Și în Vechiul Testament, mai ales la început atunci, se face deosebire între fiii lui Dumnezeu, adică cei care se rugau lui Dumnezeu și țineau cont de voia lui Dumnezeu, și fiii oamenilor, care nu țineau cont de Dumnezeu așa cum a făcut Cain. Și prin urmare, chiar și oamenii păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu, avem unde să ne adăpostim, pentru că Dumnezeu, mai ales pe noi, ne așteaptă să ne îndreptăm, să ne așteaptă să fim din ce în ce mai curați și să ne pară rău de greșelile pe care le-am făcut până în momentul acesta și să le punem la punct, să facem în loc de rău bine, în loc de supărare bucurie, în loc de tulburare să producem liniștire. Îmbătase vor de grăsimea casei tale și din izvorul desfătării tale îi vei adăpa pe dânsii, zice versetul 8 al psalmului acesta 35. Îmbătare numește aici veselia, iar grăsime numește bogăția, că vinul, zice, veselește inima omului, și grăsimea este și bogăția și prisosința seului. Deci zicerea are înțelesul următor. Oamenii care au păzit pe cel după chipul și după asemănare, aceștia se vor veseli de binecuvântarea casei tale, Doamne. Iar casa este biserica, iar bogăția ei sunt învățăturile cele bine cinstitoare, care veselesc duhovnicește pe cei ce le înțeleg. Or casa lui Dumnezeu, cuvântul, este trupul însuflețit, adică trupul pe care și l-a luat și l-a asumat, întru care s-a sălășluit, iar grăsime este învățătura cea de la Domnul Hristos, care adapă sufletele și le îngrașă și le veselește într-atât încât pot zice cu Sfântul Pavel, cine ne va despărți pe noi de dragostea Domnului Hristos? Romani, capitolul 8, versetul 35. Și în Vechiul Testament, jertfele se făceau mai ales din grăsimea animalelor. De ce din grăsime în primul și în primul rând? Pentru că grăsimea era semnul prosperității, semnul puterii primite de la Dumnezeu, semnul purtării de grijă a lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu dăduse suficient ajutor poporului, ca animalele să fie bine hrănite și oamenii, bineînțeles, dar jertfele se făceau din animale și astfel partea cea mai grasă a lor să fie arsă, să fie adusă lui Dumnezeu, așa cum zicem și la liturghie, ale tale, dintr-o ale tale, ție ți-aducem, Doamne, de toate și pentru toate. Adică să oferim lui Dumnezeu din părțile cele mai importante, cele mai deosebite. Dar nu numai atât, ci și pentru ca să ne învățăm, atât noi cât și evreii la vremea lor acolo în pustiu, ca să nu mănânce grăsimile acestea. Pentru că grăsimile se știe și astăzi că produc foarte mult rău organismului omenesc. De aceea trebuie cu foarte multă măsură mâncate, nu din plin. Și din izvorul desfătării tale, Doamne, îi vei adăpa pe dânsi, adică pe cei care se îndreaptă, pe cei care devin din necredincioși credincioși, cei care devin din neascultători de Dumnezeu, ascultători de Dumnezeu, zice, fiindcă acolo au pomenit de beție, prin aceasta, pentru aceasta, prin urmare, aici greiește și despre băutură,
că zice, cum că Tu, Doamne, vei adăpa pe creștinii care vor crede într-o Tine din râul desfătării care izvorăște din Tine. În mod indirect este trimitere, bineînțeles, la Sfânta Împărtășanie. Nu vorbim aici despre o aprobare a îmbătării de orice fel de băutură. Nu, sub nicio formă aceasta, ci este vorba de bucuria pe care o primește cel credincios când împlinește voia lui Dumnezeu. Este o bucurie, o atât de mare mulțumire sufletească, încât nu-i mai trebuie nimic. Încât se simte cu totul și cu totul cuprins de această fericire, așa cum, în sens negativ, se simte un om când este beat. Este în culmea fericirii lui, doar că cel credincios este în culmea fericirii când face voia lui Dumnezeu și când ajută pe cei din jurul său, respectiv când se roagă din toată inima. Râul veselitoare este curgerea veselitoare a învățăturii Domnului Hristos. Râul adică pentru că din gura Domnului Hristos a izvorât vremelnic o astfel de învățătură și pentru tăria și repejunea ei asupra celor grăitori împotrivă, încă și pentru că era unită cu multele cuvinte ale legii vechi și cu ale prorocilor, că astfel este și râul care curge în vreme de furtună ploioasă, pentru că și acela este vremelnic, trece repede, dar este puternic și amestecat cu multe ape și cu multe aluviuni. Și se numesc râuri de desfătare, pentru că învățătura Domnului Hristos veselește și îngrașă duhovnicește sufletele. Unii mai spun și că prin grăsimea casei, preacuratul sânge ce a curs din coasta Domnului Hristos se înțelege, iar râul este apa care a curs împreună cu sângele. Iar aceste două ne-au îmbătat pe noi cei din neamuri, cei care nu eram evrei, și atâta ne-au veselit încât ne-am entuziasmat cu entuziasm mântuitor și ne-au făcut să ieșim din rătăcirea idolească, cea mai dinainte, și să venim la adevărata credință în Domnul Hristos. Înțelesurile cuvintelor Sfintei Scripturi sunt, prin urmare, foarte profunde și tot în acest sens ne explică și Sfântul Calist, Patriarhul Constantinopolului, în Filocalia 8, zice: drepții, ca să se poată bucura mai desăvârșit de răsplătirea nădejdii din Dumnezeu, primind roadele faptelor virtuoase, căci despre ei s-a scris: îmbătase vor, în acest psalm, despre ei a spus și Domnul că îi va chema în împărăția Tatălui și le va sluji lor, Luca 12:37, după ce le-a făgăduit că vorbea și paharul nou în împărăția lui Dumnezeu, Matei 26:29, și se vor veseli. Iar păcătoșii vorbea spre a se umple de amărăciune, amâniei și de întristarea veșnică. Și vor gusta atâta cât să știe de ce nectar prea dulce se vor lipsi în chip nefericit din nesocotința lor, de care să ne ferească Dumnezeu. La gustarea acestuia în vremea de față ne îndeamnă spre mângâiere dumnezeiescul David zicând: gustați și vedeți că bun este Domnul, după cum am observat și noi în Psalmul 33:8, dar păcătoșii nu se întorc spre Dumnezeu. Păcătoșii însemnând aceia care sunt încăpățânați, că păcătoși suntem toți, dar cei încăpățânați nu vor să se îndrepte. Însă cei ce se întorc, ascultând precum se cuvine de poruncă, și văd potirul și turnarea din acestea în acestea, simt din amândouă părțile și de aici și de acolo chemările pline de har binevoitor, și beau și se bucură și își îndulcesc de plin simțurile sufletului și cântă cum se cuvine cântări pline de mulțumire lui Dumnezeu strigând:
și paharul tău este îmbătându-ne pe noi ca un prea puternic, sau mila ta cea necuprinsă, dată încă de acum, ca dintr-un sân adânc, ca un vin ne va urma pe noi în toate zilele vieții noastre, adevărate, adică cele viitoare și statornice și nemuritoare. Căci pururea vom avea bunătățile dumnezeiești viitoare și vom fi în ele, de vom gusta din amândouă părțile vinul potirului de viață făcător și nou, aflat în mâna Domnului și vom bea din el în toate zilele. Adică este vorba aici atât de sfânta împărtășanie, după cum ni se explica și mai devreme, dar este vorba aici și de paharul suferințelor, pe care dacă îl vom bea, adică îl vom suporta, vom ajunge și noi alături de cel care a suportat cele mai mari suferințe pentru păcatele noastre, de Domnul Hristos, el neavând nicio greșeală și care a înviat și șade de-a dreapta Tatălui. Așa și noi, dacă vom suferi tot ceea ce ni se întâmplă în această viață, încrezându-ne în purtarea de grijă a lui Dumnezeu și în dragostea lui pentru noi, vom fi și noi primiți alături de Domnul Hristos în ceruri, cu rugăciunile Măicuței sale și ale tuturor sfinților care ne dau și ei ajutor și putere din puterea pe care o au de la Dumnezeu. Că la tine este izvorul vieții, întru lumina ta, Doamne, vom vedea lumină, zice versetul 9, și auzim aceste cuvinte la o cântare care se execută cu mare drag la sfârșitul utrenii, a slujbei de dimineață, când răsare soarele. Cântare care se numește doxologie. La unele slujbe se citește, la alte slujbe se cântă, de obicei la sărbătorile mari, duminica și respectiv la sfinții cu cruce neagră, se cântă și la celelalte sărbători din timpul anului, la celelalte zile din timpul anului, se citește această cântare care este alcătuită din rugăciuni, din ziceri, din versete, atât din Noul cât și din Vechiul Testament, spre slava lui Dumnezeu. Și iată că și acest verset face parte din această cântare, doxologie. Doxa înseamnă slavă și logos înseamnă cuvânt, cuvânt de slavă către Dumnezeu. Prin aceste cuvinte, că la tine este izvorul vieții, prorocul împărat vrea să arate aceasta, anume că tu, Doamne, ești dătătorul vieții, precum a zis și însuși Stăpânul Hristos: eu sunt calea, adevărul și viața. Evanghelia Sfântului Ioan 14:6. Deoarece ca Dumnezeu avea întru sine izvorul vieții și nu l-avea din afară, precum o aveau sfinții cei ce au înviat din morți. Și zice că de la tine, Părinte, este Fiul dătător de viață, care a zis: eu sunt întru Tatăl și Tatăl întru mine, Ioan 14:6. Iar izvor de viață a zis, precum zice și prin prorocul Ieremia: pe mine, izvorul de viață vie, m-au părăsit oamenii necredincioși. Ieremia 2:23. 2 capitolul, versetul 23. Iată, prin urmare, câte înțelesul despre viața însăși, despre izvorul vieții și despre dătătorul vieții avem printr-un simplu verset la prima vedere. Întru lumina ta vom vedea lumină, de aceea se și folosește la slujba de dimineață acest verset, pentru că se ivesc zorii, se începe ziua. Zicerea aceasta este teologie. Teos, Dumnezeu, logos, cuvânt, învățătură sau cuvânt despre Dumnezeu, care prorocește despre Sfânta Treime,
într-o lumina ta vom vedea lumină, adică așa cum că noi cei care urmăm să credem întru tine, Părinte, prin Fiul tău vom cunoaște pe Duhul cel Sfânt. Sfântul Grigorie Teologul tâlcuiește zicerea aceasta astfel: întru Duhul lui Dumnezeu și Tatăl, pe Fiul vom vedea, pe lumina cea întreită și nedespărțită, întru luminarea Duhului Sfânt, pe Hristos, că nimeni nu poate zice Domnului, nu poate zice Domnului Iisus fără numai prin Duhul cel Sfânt, așa cum ne precizează Sfântul Pavel în Epistola 1 către Corinteni, versetele 12, capitolul 12, versetul 3. Iar Sfântul Vasile zice și el: lumină este numită Duhul, deoarece toată necunoștința și rătăcirea din toate sufletele o izgonește, iar acelea întru care se află el, și pentru că întoarce întru sine sau către sine pe toate acestea, ce cu totul se susțin de către strălucirile sale. Adică Dumnezeu este Cel care luminează pe oameni și oamenii, dacă primesc lumina Duhului Sfânt, se vor pătrunde de toate cunoștințele cele necesare vieții veșnice. Iar Sfântul Chiril zice: dacă Fiul este lumină din lumină, când nu a fost întru Tatăl lumina sa, că precum este nedespărțită lumina de foc, așa este nedespărțită și lumina de Tatăl care se naște din trânsul. Pentru că sunt și astăzi oameni care consideră că Sfânta Treime nu există. Ori zicerea aceasta, lumină din lumină, ne arată faptul că Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt sunt una. Nu poate să existe o lumină fără cealaltă lumină. Toate sunt dintr-o dată, și anume din veșnicie. Și ne explică și sfinții cuvioși, sfinții din pustiu. Nichita Stitatul, de pildă, în Filocalia 6, zice: cel ce-i plin de mândrie și-și amăgește mintea cu închipuirea de sine, nu va dobândi niciodată harul smereniei în lumina umilinței inimii, prin care se dă lumina înțelepciunii lui Dumnezeu celor zdrobiți cu inima. Pe acela îl va acoperi noaptea patimilor, în care umblă toate fiarele pădurii firii omenești și vulpile părerii de sine, adică dracii slavei deșarte și ai curviei, care caută răgnind pe cine să înghită. Adică omul care se mândrește, omul care zice că știe el cât să stea, cum să stea, știe el ce să facă, când să facă, știe el ce e mai bine și ce nu e mai bine, și se înfumurează astfel, precum și omul care pierde vremea, foarte ușor este păcălit de cel rău, cu gândurile slavei deșarte, adică să creadă că este cineva, să creadă că este mai deștept decât este de fapt, și ai curviei, ai desfrânării, atât în minte, cât și poate în faptă. Și ne explică în continuare și Sfântul Grigorie Palama, în Filocalia 7. Vederea luminii acesteia este o unire, deși nu e o unire de durată pentru cei nedesăvârșiți. Căci unirea cu lumina, ce este altceva decât o vedere? Apoi, odată ce aceasta se produce după odihnirea tuturor lucrărilor minții, cum s-ar săvârși altfel dacă nu prin Duhul Sfânt? Căci lumina se vede în lumină și într-o lumină asemănătoare, iar cel ce vede, dacă nu lucrează în niciun chip altfel, fiind ieșit din toate celelalte, devine și el întreg lumină și se face și el asemenea cu ceea ce vede. Mai bine zis, se unește în chip neamestecat, lumină fiind și lumină văzând prin lumină. Pare amestecat, dar este foarte real ce ne spune Sfântul Grigorie Palama, explicându-ne cuvintele psalmului, faptul că
dacă nu ne ținem de rânduiala bună a lui Dumnezeu, înțelegem lucrurile doar pe moment. Înțelegem voia lui Dumnezeu doar puțină vreme. Și de aceea recurgem și la multe alte păcate. Pe când oamenii care sunt mai privighetori, mai atenți la viața lor, ajung să mențină în viața lor această deschidere către Dumnezeu și astfel să poată fi luminați de Duhul Sfânt în toată vremea să facă voia lui Dumnezeu. Simțirea duhovnicească, zice și Sfântul Isaac Sirul în Filocalia 10, este cea care are însușirea să primească puterea văzătoare sau contemplativă, asemenea pupilei ochilor trupești, care au în ei puterea să primească lumina supusă simțurilor. Adică numai printr-o trăire interioară a învățăturii lui Dumnezeu putem ajunge la unirea cu lumina Duhului Sfânt. Vederea mentală este o cunoștință naturală unită cu starea firii, care se numește lumină naturală. Este puterea sfântă a darului deosebirii sau a discernământului, pus între lumină și vedere sau contemplare. Firile cunoscătoare sunt niște exigențe înzestrate cu discernământul ce le vine din lumină în scopul vederii. Adică, în momentul în care avem doar o trăire simplă, o trăire superficială, în momentul acela vedem doar lumina fizică, doar lumina zilei, doar lumina soarelui și lumina neonului sau a becului. În momentul în care avem o trăire apropiată de Dumnezeu, atunci vedem și dincolo de acestea. Vedem și cum lucrează Dumnezeu în toată creația. Patimile sunt un fel de ființă învârtoșată. Ele se așează între lumină și vedere și împiedică deosebirea lucrurilor. De aceea omul virtuos este omul cu multe binecuvântări de la Dumnezeu și omul pătimaș este om care abia trăiește după zi pe alta. Iar tot Calist Patriarhul în Filocalia 8 mai zice că în lumina ta lui Dumnezeu, adică în iluminarea unitară a ta vom vedea lumină sau pe tine, pe cel ce luminezi inimile noastre și mintea noastră. Și numai privind ale tale am putea cunoaște ale tale, ca să nu se poată lăuda cu sine niciun trup. Pentru aceasta, așa cum spunea Avram, care înseamnă străbătător, pentru că a ieșit cel dintâi când a auzit și a lăsat toate precum i s-a poruncit și s-a mutat în pământul în care curge miere și lapte și a primit numele schimbat de Avram sau de tata multe neamuri, tot așa și mintea, care după chipul lui, prin puterea și lucrarea dumnezeirii între ipostatice, iese din cele supuse simțurilor și din simțirea lumii și se mută la lumină, adică la contemplarea și privirea unitară a trăimii dumnezeiești, e vrednică să fie numită străbătătoare și se face născătoare și purcezătoare a unor mari și multe înțelegeri negrăite și tainice, ca a unor popoare, dat fiindcă îi se descoperă și se nasc din ea lucruri minunate, de care se bucură și se veselește ca un tată de copii și petrece în pacea cea întru Hristos Domnul. Foarte frumos cum ne explică această paralelă Sfântul Calist Patriarhul Constantinopolului între Avram, cel străbătător, adică cel care a străbătut ținuturile natale și a ieșit într-un pământ necunoscut, unde a fost chemat de Dumnezeu, a ieșit din zona Irak-Iran și a venit în zona Țării Sfinte,
Așa și omul care trece de la instincte, de la simțirea aceasta doar fizică, la simțirea duhovnicească, prin ce? Prin rugăciune, prin rugăciune stăruitoare, prin rugăciune deasă, prin rugăciune făcută cu drag, cu evlavie către Dumnezeu și respectiv prin participare la sfintele slujbe, cu atenție, nu cu mintea împrăștiată, omul acela ajunge să străbată bariera aceasta a înțelegerii simple și să ajungă la vederea slavei lui Dumnezeu. Și această vedere a slavei lui Dumnezeu este cel mai prețios lucru pe care îl putem trăi în viața noastră pământească. Și să ne ajute Dumnezeu la aceasta. Și continuă psalmul să spună: tinde mila ta celor ce te cunosc pe tine. Iarăși o parte de verset pe care o întâlnim în cântarea aceea de dimineață în doxologie: și dreptatea ta celor drepți la inimă, adică totdeauna, o Doamne, miluiește pe cei ce s-au învrednicit a te cunoaște Dumnezeu adevărat și de a lua totdeauna dreptul tău ajutor, pe care tu îl dai celor drepți și nevicleitor cu inima. Și să nu vină mie piciorul mândriei și mâna păcătosului să nu mă clatine, continuă psalmistul, să nu încapă la mine mândria, că pornind de la picior arată tot trupul mândriei, nici de cum să se lipească de mine. Prin numele mândriei a arătat toată răutatea, adică mândria este vârful și născătoarea tuturor răutăților. Adică zice Sfântul David: Doamne, iartă tu pe Saul și mă uimesc cât de răbdător ești cu răutățile lui, dar să nu mă cuprindă cumva pe mine mândria, cum că aș fi eu drept, cum că aș fi eu bun, cum că aș fi eu cineva. Și mâna păcătosului să nu mă clatine, adică se înțelege aici mâna celor care nu țin cont de tine, Doamne, de la diavol până la tot omul care se lasă influențat în rău, să nu mă clatine, adică să nu mă abată de la temeiul cel tare al faptei bune, adică să nu mă împiedice diavolul și toți oamenii până într-atât încât să mă las de tine, Doamne, să mă las de voia ta. Acolo au căzut toți cei ce lucrează fără de legea, scosul sau afară și nu vor putea să stea. Acolo, adică este în loc de în locul acela, ori în vremea cea hotărâtă de Dumnezeu și nu a zis voi cădea la timpul viitor, ci la trecut, au căzut, căci David a văzut cu ochii prorocești căderea lor, adică a celor ce lucrează fără de legea, Saul și cei dinpreună cu dânsul, dar și tot omul rău. Au fost izgoniți cei de mai sus, departe de ajutorul lui Dumnezeu, pentru răutatea și vicleșugul lor și nu vor mai putea să se întărească în lumea aceasta și să fie vii. Pentru că Dumnezeu niciodată nu se lasă amăgit. Dumnezeu, chiar dacă rabdă, asta nu înseamnă că nu vede, asta nu înseamnă că poate fi păcălit sau că nu va aduce și judecata sa. Și întotdeauna, noi dacă avem răbdare, vom vedea cum Dumnezeu ne poartă de grijă și cum Dumnezeu face și dreptate la vremea cuvenită, când știe că este momentul cel mai potrivit ca să nu fie el acuzat că nu a oferit suficientă vreme pentru îndreptare celor păcătoși. Să ne ajute Bunul Dumnezeu și să ne ierte greșelile nouă tuturor și să fim oameni cât mai îndreptați spre smerenie, nu spre mândrie, în toate zilele vieții noastre. Doamne ajută și la bună vedere!